mai multe alei și trotuare din municipiul Deva arătau mai degrabă apatinoare după prima ninsoare din această iarnă. Zăpada s-a topit, însă iarna este încă departe de a se fi sfârșit, iar pentru ca situația cu străzi și trotuare pline de zăpadă și gheață să nu se mai repete, municipalitatea a luat măsuri. Mai exact, aceasta a achiziționat o mașină care poate interveni pentru dezzăpezirea și celor mai înguste alei din oraș. Este o investiție necesară, nu că ne-am fi dorit-o neapărat, dar am constatat că în perioada de iarnă, chiar dacă primăria avea contract cu firmă de dezăpezire, dar erau utilaje destul de vechi, destul de mari și nu puteau intra pe anumite străzi mai înguste, alei, de blocuri și așa mai departe, unde pe bună dreptate am primit sesizări și reclamații. Este o prima achiziție în sistem de urgență. Și asta nu este tot. Pe lângă dezăpezire, mașina este dotată și cu motopompe, astfel că poate interveni atât în cazul producerii unor inundații, cât și incendii. E compusă din plug hidraulic, electrohidraulic, o sărărie, troliu, care se atașează în spate. Sărăria are 250 de litri. Totul se comandă din mașină. 3 motopompe pe timp de vară la intervenții, unde putem interveni și la incendiu cu ea. Are sistem ABS, 4x4. De multe ori s-a constatat că în Deva, mai ales în zona vilor noi, în parcările de la piață, unde au fost inundații, e necesar să intervenim. Aceste motopompe sunt puternice, pot apela cetățenii la noi. Valoarea investiției a fost de 80.000 de euro, iar Primăria Municipiului Deva dorește ca până la sfârșitul acestui an să achiziționeze încă 2 astfel de utilaje.